Ale și țării au aprobat ca taxele și impozitele locale să fie indexate în fiecare an și nu la 3 ani, așa cum prevedea codul fiscal până în prezent. Astfel, primăriile vor putea decide dacă gorjenii vor plăti mai mult către stat pentru locuințele și mașinile pe care le dețin. Contribuabilii nu văd cu ochii buni noua reglementare. Noile reglementări din codul fiscal aprobat de guvern prevăd ca toate taxele și impozitele să fie indexate anual până la data de 30 aprilie. În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual până la data de 30 aprilie de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Sumele indexate se aprobă prin hotărârea Consiliului Local și se aplică în anul fiscal următor, se arată în proiectul aprobat de guvern. Târgujenii susțin că abia au bani să-și achite taxele și impozitele în prezent. Marile sunt așa cum sunt, vă dați seama că nu e, da. Asta e, și decizia guvernanților, cum o vedeți? Păi nu e bună. Păi degeaba vorbim acum, ei fac tot ce vor. Deci părerea noastră cred că nu contează. Avem, nu avem, tot trebuie să le plătim, indiferent pe ce zicem noi. Asta e problema lor, dar să le micească, să facă pentru lume și pentru tineret și pentru toată lumea bine. Indexarea taxelor și impozitelor la fiecare 12 luni nu se va realiza de anul acesta. Noul cod va fi pus în aplicare începând cu anul 2017. Practic în 2016 indexarea va fi făcută după vechiul cod fiscal, adică la 3 ani. La Roșia de Amaradia, edilul Liviu Cotoșman susține că o majorare a taxelor pe clădiri și mașini ar afecta serios cetățenii. Nu văd cum aș putea să cresc taxele și impozitele atâta timp cât cetățenii nu au bani să-și iau o pâine, să-și iau o sticlă de ulei. Și ca atare, nu cred că la Roșia de Amaradia voi putea să cresc taxele și impozitele în ideea de a crește bugetul localității. Potrivit noului cod fiscal, taxele și impozitele vor putea crește până la 50% față de nivelul stabilit, în funcție de condițiile specifice zonei.